Că tot vorbim noi de 13, de 13 boabe. Hai să vă spun și aici cum stă treaba. Acum ați putea să stați și să ascultați puțin. Să iau eu unul gata făcut. Unul care să... Unul. Bobul de la mijloc de jos e tatăl din ceruri. Dacă luăm și pe cel de lângă el, sunt trei. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului, de Sfânta Treime. Mai luăm încă două. Sunt cinci. Sunt cinci degete la o mână. Deci mâna... Deci cu mâinile facem treabă. Mai luăm două. Sunt șapte. Sunt șapte zile în săptămână. Mai luăm două, sunt nouă. De trei ori câte trei, astfel încât rugăciunea Sfântei Treimi să fie mai puternică. De la nouă, peste 11 sărim și ajungem la 13. Asta ca să alungăm ghinionul. Multă lume crede că cifra 13 e cu ghinion. Nu țin 13 oi, nu țin 13 capre, țin ori 12, ori 14. Cât timp sunt 13 boabe în mărțișor, ghinionul nu se apropie de casa care poartă acest mărțișor.